Numerele sunt foarte importante pentru noi. Ne oferă posibilitatea de a înțelege mărimea lucrurilor care ne înconjoară, cât de mari sau cât de mici pot fi acestea. Totodată, ne pot ajuta să înțelegem ce se întâmplă când mărimea lucrurilor crește sau descrește. Numerele sunt elemente de bază în tot ceea ce înseamnă matematica și, în general, în tot ce ne înconjoară în lume. Numerele ne permit să înțelegem cantitățile lucrurilor pe care le folosim în mod uzual: bani, masă, distanță și timp. Întreaga noastră existență se bazează pe numere. Prin urmare, e necesar să le putem utiliza corect. Pentru a arăta felul în care numerele interacționează între ele, utilizăm cele 4 operații de bază: adunarea, scăderea, înmulțirea, împărțirea. Știind cum și când să le folosim, cele 4 operații ne ajută în situații de zi cu zi și ne salvează timpul. Un bun instrument de învățare a numerelor este rigla gradată. Ne ajută să înțelegem creșterea sau descreșterea valorilor. Haideți să vedem cum putem aplica operațiile matematice pe o riglă gradată. Începem cu adunarea. Aceasta este reprezentată de semnul plus. Semnul plus îl vezi pe telefonul tău când mărești volumul sau pe telecomanda televizorului. Îl folosim ca semn în creșterea cantității a ceva prin adăugarea unei alte cantități. Opusul semnului plus este semnul minus, care reprezintă scăderea. Acest semn se utilizează pentru a scădea cantitatea a ceva prin îndepărtarea unei părți. În situații de zi cu zi, utilizăm deseori cantități foarte mari. În astfel de situații, apelăm la înmulțire. Putem folosi înmulțirea pentru a salva timp atunci când adăugăm cantități de același fel de mai multe ori la rând. Înmulțirea ne permite să vedem cum crește o cantitate într-un mod simplu și eficient. Dacă tu câștigi 5 euro pe oră la serviciu și prietenul tău câștigă de 7 ori mai mult de atât, cu cât este plătit prietenul tău? Ultima, dar nu cea din urmă, este împărțirea. Aceasta este opusul înmulțirii și presupune că o cantitate este împărțită. Este mai rapidă și mai ușoară decât să folosești scăderea de mai multe ori pentru a afla un rezultat. Să presupunem că ai 24 de sticle cu suc și vrei să le împarți în mod egal cu 6 prieteni. Vei afla imediat câte sticle va avea fiecare prieten utilizând împărțirea. Recapitulare. Adunarea și înmulțirea sunt operații matematice care ne ajută să mărim cantități. Scăderea și împărțirea sunt folosite atunci când micșorăm cantități.